Bun găsit, dragi telespectatori! Continuăm studiul nostru cu privire la judecata lui Dumnezeu asupra umanității, încercând să creionăm, să prezentăm fazele principale ale acestei judecăți. Așa cum am arătat în episodul anterior, perspectiva unei singure judecăți de apoi, în care să fie prezenți toți oamenii, toate colectivitățile umane, Israel, Biserica și neevreii, nemântuiți, nu considerăm că are suport biblic. Deci vorbim despre mai multe faze ale judecății. Așa cum am menționat deja, Noul Testament descopere trei scene principale în cadrul cărora va fi înfăptuită judecata veșnică a oamenilor. Fiecare din aceste scene este deosebită de celelalte prin trăsătura specifică a scaunului pe care va ședea judecătorul, dar și prin locul sau contextul în care procesul de judecată va fi oficiat. În prima dintre aceste scene, scaunul pe care va ședea judecătorul este denumit scaunul de judecată al lui Hristos. 2 Corinteni 5:10, Roman 14:10. Cei care vor fi judecați aici vor fi ucenicii și slujitorii lui Hristos, adevărații creștini. Prin corelare cu alte texte, a rezultat că această judecată se va petrece, urmează să se petrece în văzduh. În cea de-a doua scenă, scaunul de judecată este denumit scaunul de domnie al măririi sale, Matei 19:28, sau tronul ori scaunul de domnie al slavei sale, Matei 25:31. Și urmează a avea loc pe pământ această judecată, din câte înțelegem, tot prin corelare cu alte texte biblice și anume în valea lui Iosafat. Cei care vor fi judecați aici vor fi națiunile, sau cele care vor fi judecate aici, vor fi națiunile dintre neamuri care rămân pe pământ la sfârșitul necazului celui mare, înainte de instaurarea pe pământ a împărăției milenare a lui Hristos. În cea de-a treia scenă, scaunul de judecată este numit scaunul de domnie mare și alb, Apocalipsa 20:11. Iar locul în care acesta va fi amplasat pare a fi unul extrem de complex, întrucât se va desfășura în contextul în care pământul și astrele vor fi dispărut deja. Cei care vor fi judecați aici vor fi în principal toți morții rămași care vor fi înviați la sfârșitul împărăției de 1000 de ani. Așadar, mai întâi vor fi judecați creștinii. Pentru unii s-ar putea să pară surprinzător că toți creștinii trebuie judecați, cu atât mai mult cu cât ei vor fi primii care vor fi supuși actului divin de judecată. Dar acest lucru se bazează pe un principiu foarte clar afirmat în 1 Petru 4:17-18, unde se spune, citat, căci suntem în vremea în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel drept scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Încheiat citatul. Aici Apostolul Petru, scriind în calitate de creștin, spune că judecata trebuie să înceapă cu noi, adică cu sau de la casa lui Dumnezeu. Este evident că prin aceste două expresii el se referă la creștini. Acest lucru este confirmat de faptul că cei astfel descriși sunt puși în contrast cu cei care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu, adică cu cei necredincioși. Apostolul Petru clarifică, deci, că prima judecată va fi cea a creștinilor veritabili și se spune că va începe cu aceasta. Scena pe care această judecată va fi îndeplinită este menționată de către Pavel de două ori, într-un limbaj foarte semănător, în două pasaje diferite din epistolele sale, așa cum am menționat deja, și anume, în Roman 14:10, Pavel spune, citat, dar de ce judeci tu pe fratele tău? Sau de ce disprețuiești și tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Încheia citatul. Puțin mai departe, în versetul 12 din același capitol, Pavel continuă, citat, așa că fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. În aceste două versete, expresia fratele tău, care apare de două ori, și de asemenea expresia fiecare din noi, clarifică faptul că Pavel vorbește numai despre judecata creștinilor. Ideea lui Pavel este aceea că noi, fiind creștini, să nu îi judecăm pe alții, deoarece Hristos însuși va face acest lucru cu fiecare dintre noi și în acest fel fiecare va trebui să dăm socoteală lui Hristos pentru noi înșine. Întotdeauna, unde este vorba despre judecata pentru veșnicie, aceasta va fi o problemă cu totul individuală. Dumnezeu nu ne judecă în grup.
Acest lucru este accentuat prin expresia apăsată pe care o folosește Apostolul Pavel, fiecare din noi, adică fiecare dintre noi în mod individual. La 2 Corinteni 5:10, Pavel folosește un limbaj asemănător, spunând, citat, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru lucrurile înfăptuite în trup, potrivit cu binele sau răul pe care îl va fi făcut, încheiat citatul. Din nou, atât limbajul cât și contextul arată că Pavel vorbește numai despre creștini. Din nou, același accent este pus pe judecata individuală. Pavel afirmă de asemenea că lucrurile care vor fi aduse în discuție pentru a fi judecat în acest timp vor fi lucrurile făcute în trup, adică motivațiile, acțiunile și comportamentul fiecărui creștin pe durata întregii sale vieți pământene. Pavel indică de asemenea că fiecare acțiune înfăptuită de un creștin în timpul cât este aici pe pământ trebuie să se încadreze într-una dintre cele două categorii, adică fie bine, fie rău. Nu există o a treia categorie, nu există neutralitate. Fiecare acțiune a creștinului are o valoare clară din anumit fel, fie pozitivă, fie negativă. Fiecare acțiune care nu este înfăptuită în credință și în ascultare de Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu este inacceptabilă pentru divinitate și de aceea este rea. Pe această bază simplă care a fost descoperită cu claritate, fiecare dintre noi, ca creștini, trebuie să se aștepte să fie judecat. În ambele pasaje, vorbind despre locul pe care Hristos îl va ocupa în timp ce îi judecă pe creștini, Pavel folosește expresia scaunul de judecată al lui Hristos. Ori cuvântul grecesc tradus aici prin scaunul de judecată este bema, un cuvânt diferit de cel din Apocalipsa. Acest cuvânt înseamnă o platformă ridicată, folosită pentru discursuri publice. În alte pasaje din Noul Testament, cuvântul indică locul de judecată folosit de împăratul roman prin unul din delegații săi pentru a asculta și pentru a pronunța judecată în cazurile aduse înaintea lui. De exemplu, în Fapte 25:10, când Pavel exercită dreptul său de cetățean roman pentru a fi judecat de împărat, el spune, citat, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, împăratului, unde trebuie să fiu judecat. Cuvântul folosit de Pavel pentru scaunul de judecată al împăratului este bema, același cuvânt pe care îl folosește în altă parte pentru locul din care sau în care vor fi judecați creștinii. Care va fi natura judecății aduse peste creștini de către Hristos pe scaunul său de judecată? Înainte de toate, trebuie să afirmăm clar și răspicat că această judecată a creștinilor îndeplinită pe scaunul de judecată al lui Hristos nu va fi o judecată în vederea condamnării. Acest fapt de importanță vitală, că adevăratul credincios în Hristos este eliberat de orice frică din cauza condamnării finale, este afirmat în multe texte din Noul Testament. Spre exemplu, în Ioan 3:18, Domnul Iisus spune, citat, cine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Aici, făcându-se o distincție clară și precisă, adevăratul credincios în Hristos nu este judecat pentru condamnare. Cel necredincios este deja condamnat pe baza necredinței sale. În Ioan 5:24, Hristos dă aceeași asigurare fiecărui credincios sincer, spunând, citat, adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Încheiat citatul. Domnul Iisus dă aici o asigurare hotărâtă, clară și repetată fiecărui credincios care acceptă cuvântul său în credință prin Evanghelie. Un astfel de credincios are deja viața veșnică, el a trecut deja de la moartea duhovnicească la viața spirituală veșnică și el nu va avea parte niciodată de o judecată de condamnare. În Romani 8:1, Pavel repetă aceeași asigurare referindu-se la eliberarea creștinului de condamnare prin citatul. Acum, deci, nu este nicio osândire, condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Încheiat citatul.
Toate aceste pasaje clarifică faptul că adevărații credincioși în Hristos nu vor înfrunta niciodată o judecată al cărei rezultat să fie condamnarea lor finală. De fapt, adevăratul credincios în Hristos nu va avea niciodată nevoie să fie judecat pentru păcatele pe care le-a comis. Dacă o persoană păcătoasă vine la Iisus Hristos în credință, primindu-L ca Mântuitor și mărturisindu-L ca Domn, întreaga înregistrare a păcatelor din trecut ale acelei persoane este imediat și pentru veșnicie ștearsă de către Dumnezeu, pentru a nu mai fi amintită niciodată. Se vorbește despre aruncarea în marea uitării acestor păcate. În două capitole din Isaia, Dumnezeu dă aceeași promisiune celor pe care El i-a răscumpărat. Și vom prezenta aceste afirmații. În Isaia 43:25 se spune, citat, Eu, același, îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Încheia citatul. Apoi, în Isaia 44:22 Dumnezeu spune, citat, Eu ți-am șters fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci Eu te-am răscumpărat. Interesant aici că în aceste două texte sunt menționate atât păcatele cât și fără de legile. Păcatele sunt faptele rele care au fost comise fără vreo referire la o lege cunoscută. Fără de legile sunt faptele rele comise în neascultare fățișă față de o lege cunoscută. De aceea, păcatele sunt comparate cu o ceață, iar fără de legile, care au sfidat legea, cu un nor, nor gros. Acest lucru vrea să spună că fără de legile sunt mai întunecate decât păcatele. Totuși, harul și puterea lui Dumnezeu sunt mai mult decât suficiente pentru a le șterge pe amândouă. Într-o referire anterioară am afirmat că există o înregistrare completă în ceruri cu privire la viața fiecărui suflet aflat aici pe pământ. Am comparat felul de carte pe care este efectuată această înregistrare cu o bandă electromagnetică. Paralela se referă nu numai la modul cum se efectuează înregistrarea, ci și la modul cum ea poate fi ștearsă. Dacă există vreo greșeală pe bandă, aceasta poate fi ștearsă simplu și complet în câteva momente prin trecerea a doua oară a capului de înregistrare pe acea parte a benzii. Apoi există chiar și un aparat care în câteva secunde poate șterge complet întregul conținut al unei benzi. Drept rezultat, al folosirii acestui aparat se obține o bandă perfect curată pe care se poate înregistra un nou mesaj fără să rămână vreo urmă a mesajului anterior. Așa este și cu înregistrarea cerească a vieții păcătosului. Când un astfel de suflet vine pentru prima dată în pocăință și în credință la Hristos Iisus, Dumnezeu aplică cu ghilimele de rigoare ștergătorul său ceresc asupra memoriei păcătoase a vieții acestuia. Prin aceasta, întreaga înregistrare a vechilor păcate ale păcătosului este instantaneu și complet ștearsă și o bandă curată devine folosibilă pe care poate fi înregistrată o nouă viață de credință și neprihănire. Iar dacă vreodată după aceea credinciosul ar cădea din nou în păcat, el trebuie numai să se pocăiască, să mărturisească păcatul său, iar Dumnezeu șterge acea porțiune distinctă din înregistrare și banda este din nou curată. La 1 Ioan 1:9 stă scris și este bine să știm cu toții, să cunoaștem, să memorăm acest verset, dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească, să ne curețe de orice nelegiuire sau nedreptate în alte texte. În Ioan 2, de la 1 la 2, deci versetele 1 și 2, ni se spune, citat, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Încheia citatul. Aceste pasaje, toate, ne învață că atunci când un credincios păcătuiește și după aceea se pocăiește și își mărturisește păcatele, înregistrarea păcatelor sale este ștearsă și el însuși este curățat de orice nelegiuire sau nedreptate.
Acesta este motivul logic pentru care adevăratul credincios în Hristos nu trebuie să se teamă că rezultatul judecății sale va fi condamnarea. Dumnezeu s-a îngrijit atât de curățarea păcătosului, cât și de ștergerea înregistrării păcatelor sale, ceea ce înseamnă că nu va rămâne o înregistrare de păcate incriminatorii pe care s-ar putea baza o dreaptă judecată divină de condamnare. Dacă nu există posibilitatea condamnării finale pentru credinciosul adevărat, în ce scop vor fi creștinii totuși judecați? Se pune întrebarea. Răspunsul este că judecarea creștinilor va fi pentru evaluarea sau aprecierea răsplății acestora. Adevăratul credincios nu va fi judecat cu privire la dreptatea sau la neprihănirea lui, ci cu privire la slujirea pe care el a adus-o lui Hristos. Motivul pentru care credinciosul nu va fi judecat cu privire la dreptatea lui este simplu și logic. Dreptatea sau neprihănirea credinciosului veritabil nu este dreptatea lui proprie, ci este dreptatea lui Hristos însuși, atribuită lui de către Dumnezeu pe baza credinței sale. Și aici aducem în discuție un alt verset foarte important din Sfânta Carte, 1 Corinteni 1:30, unde Pavel spune că Hristos a fost făcut de către Dumnezeu pentru noi dreptate sau neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așadar, Hristos însuși a devenit dreptatea noastră. În 2 Corinteni 5:21, Pavel prezintă același adevăr, iată citatul, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim sau să devenim neprihănirea ori dreptatea lui Dumnezeu în el, încheiat citatul. Prin acest schimb, noi am devenit dreptatea lui Dumnezeu în Hristos. În mod evident, dacă credinciosul primește mântuirea pe această bază, ar fi total ilogic ca Dumnezeu să judece sau chiar să pună sub semnul întrebării propria sa dreptate. De aceea, concluzia evidentă este că judecarea creștinilor nu se va referi la dreptatea lor, neprihănirea lor, ci la slujirea adusă de către ei lui Hristos. Scopul judecății nu va fi decizia privind achitarea sau condamnarea celui judecat, ci mai degrabă va fi evaluarea răsplății cuvenite fiecărui credincios pentru slujirea sa adusă pe timpul vieții sale pe pământ lui Dumnezeu și implicit semenilor acestuia. Această judecare a credincioșilor în vederea răsplătirii este descrisă de Pavel la 1 Corinteni 3:11-15, în care avem următorul citat. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care este pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua aceea o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie va rămâne, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Încheiat citatul. Pavel ne clarifică aici faptul că nu este vorba despre judecată pentru sufletul omului, ci pentru lucrarea credinciosului. Chiar dacă lucrările unui om creștin vor fi arse în totalitate, totuși sufletul său, așa rezultă din pasaj, va fi mântuit. În primul verset din acest pasaj, Pavel explică de ce un astfel de suflet omenesc este în siguranță, spunând, citat, căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care este pusă și care este Iisus Hristos, încheia citatul. Această judecată privește, deci, numai pe cei care și-au clădit credința, nu pe lucrările și faptele lor și nici pe dreptatea lor proprie, ci pe temelia Iisus Hristos și pe neprihănirea sau dreptatea acestuia. Atâta timp cât credința lor rămâne neclintită pe această temelie, sufletele acestor persoane sunt în siguranță veșnică. Când se ajunge la evaluarea lucrărilor credincioșilor, acestea sunt plasate de Apostolul Pavel în una din cele două categorii. Pe de o parte există aur, argint, pietre scumpe, pe de altă parte lemn, fân, trestie. Metoda de evaluare a celor două categorii este capacitatea acestora de a rezista la încercarea focului.
Elementele din prima categorie, aurul, argintul, pietrele scumpe, vor fi capabile să treacă prin foc fără a fi distruse. Elementele din cea de-a doua categorie, lemn, fân, trestie, vor fi distruse prin foc. Comparând cele două categorii, putem trage concluzia că pentru Dumnezeu, calitatea este de o importanță infinit mai mare decât cantitatea. Aurul, argintul și pietrele scumpe sunt toate lucruri care în mod normal se găsesc în cantități mici, dar care totuși au o valoare mare. Lemnul, fânul și trestia sunt toate lucruri care ocupă spații mari și pot fi obținute în cantități mari, dar au o valoare relativ mică. Care este mai exact natura focului prin care vor fi încercate lucrările creștinilor? Ne punem întrebarea aceasta. Să ne reamintim că Hristos cel slăvit va ședea el însuși pe scaunul său de judecată și că fiecare din noi va sta direct în fața lui. Îl vom vedea așa cum l-a văzut Ioan în viziunea sa de pe insula Patmos. Partea centrală a viziunii ioanine despre Hristosul slăvit este relatată în Apocalipsa 1, 14 și 15. Citat, capul și părul lui, al lui Iisus Hristos, erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau ca bronzul sau ca arama strălucitoare, arzând într-un cuptor, și glasul lui era ca vuietul unor ape multe, încheia citatul. În această viziune observăm că picioarele lui Hristos sunt ca bronzul sau ca arama strălucitoare, arzând într-un cuptor. Aceasta simbolizează focul necazului în care el va judeca acțiunile păcătoase ale celor lipsiți de evlavie, în timp ce ochii lui ca para focului simbolizează cunoașterea pătrunzătoare și mistuitoare cu care el va evalua lucrările poporului său credincios. Prin privirea mistuitoare a acestor ochi, atunci când fiecare va sta în fața scaunului său de judecată, tot ceea ce este de proastă calitate, fals și lipsit de valoare în lucrările poporului său va fi distrus instantaneu și pentru eternitate. Numai ceea ce este de o valoare adevărată și trainică va supraviețui, purificat și rafinat prin focul privirii sale. Când luăm în considerare această scenă de judecată, fiecare dintre noi trebuie să se întrebe pe sine însuși: cum pot să-i slujesc lui Hristos în această viață, astfel încât lucrările mele să treacă în acea zi de încercare a focului, de această testare dumnezeiască? Există aici lucruri cu privire la care fiecare din noi ar trebui să ne examinăm pe noi înșine. Trei lucruri: motivația, ascultarea și puterea cu care am lucrat. Mai întâi ar trebui să examinăm motivația noastră. Ținta slujirii noastre este să ne plăcem nouă înșine? Este pentru propria noastră mulțumire și glorie? Sau căutăm sincer să slăvim pe Hristos și să facem voia Lui? A doua, ar trebui să ne examinăm pe noi înșine privitor la ascultarea față de Dumnezeu. Căutăm să slujim pe Hristos potrivit cu principiile și metodele descoperite în cuvântul Său? Ori ne-am modelat propriile noastre forme de închinare, de slujire, obiceiuri religioase și apoi am atașat la ele numele lui Hristos, limbajul și expresiile Noului Testament. În al treilea rând, trebuie să ne examinăm pe noi înșine și cu privire la puterea sau resursa care a stat la baza lucrării noastre. În 1 Corinteni 4 cu 20, Apostolul Pavel ne amintește că împărăția lui Dumnezeu stă nu în cuvinte, ci în putere. Cu alte cuvinte, căutăm să-L slujim pe Dumnezeu cu insuficiența puterii noastre firești sau am fost înnoiți și împuterniciți prin Duhul Sfânt și contăm pe resursa Lui inepuizabilă? Dacă este așa, atunci putem spune ca Apostolul Pavel, citat, iată la ce lucrez eu și mă lupt potrivit lucrării Lui care se arată cu putere în mine. Coloseni 1:29. De răspunsurile la aceste întrebări, privind motivația, ascultarea și puterea, vor depinde rezultatele judecății noastre în acea zi, când fiecare dintre noi va trebui să stea în fața scaunului de judecată a lui Hristos.
Dumnezeu să ne ajute, să ne dăm tot interesul, să ieșim cât mai bine în această ipostază a judecății de evaluare, în așa fel încât să nu ne pierdem răsplata, ci dimpotrivă să avem o răsplată deplină. Dumnezeu să ne ajute. În următorul episod ne vom referi și la alte aspecte ale judecății lui Dumnezeu cu privire la alte colectivități umane. Insistăm și de această dată, dacă binevoiți să ne scrieți la adresele de pe ecran, de e-mail sau chiar la telefon, pentru a putea să răspundem la întrebările dumneavoastră la alte emisiuni viitoare. Vă mulțumim!